I-am omorât tatăl! I-am omorât tatăl! Din episoadele anterioare. Oare dacă mă sinucideam? Scăpau? Damian n-ar fi avut nici cea mai mică șansă să rămână în viață. Deci am ales cea mai bună variantă, nu? Sorin are pe conștiință o crimă oribilă. Bântuit de remușcări, tânărul refuză orice consolare. Există varianta prin care tu ai reușit să-ți salvezi viața și viața Nataliei. Băi nemâncaților! Ia veniți voi la regele vostru imediat! Gata, mamă, s-a rezolvat. Coroană minunată, cinste cuite poartă. Simbolul puterii regale a trecut de la Iani la Tauru, pentru ca în final să se întoarcă la primul stăpân. După un moment de rătăcire datorat durerii sufletești, capul mamironilor a înțeles că numai șantajul îi poate aduce înapoi titlul de rege. Hai bă! Lăsați-mă să mai văd și o dată păsările cerului! Mamaie! Tataie! Ah! Sari! Sari în apă! Sari! Hai! Mănec! Înneacă-te! Fumia a trecut de cealaltă parte a baricadei, devenind automat ținta numărul 1 pentru organizație. Stăpâna, consiliul ți-a dat drept de viață și de moarte. Viața mea îți aparține. Să nu uiți niciodată asta. Reabilitat în funcție, Zuleia și-a trimis oamenii să o aducă înapoi pe trădătoare. În fața amenințării cu pedepsa capitală, Sunia a dezvăluit un tulburător secret. Dacă vrei să vezi reacția Zuleei, rămâi alături de noi. În câteva momente, Iubiri Secrete revine cu un episod încărcat de intrigă și suspans. E dificil pentru o fiică să-și omoare mama. Ce ai zis? Am zis că e dificil pentru o fiică să-și omoare mama. Iani era hotărât să-și încheie socotelile cu această lume crudă și nedreaptă. Recăpătarea coroanei însă l-a făcut să uite nefericitul episod. Auzi mă, ia stai naibii acolo, nu te mai plimba atât. Și ce te umfli asta în pene? Mare rege, ce ești fără un ban în buzunar? Tu ce vrei, fă? Tu trebuie să te duci să sapi în grădină, să muncești, că așa face tot omul. Muncește pentru rege. Las-o, bre! Las-o, Doamne, iartă-mă, că de când e gravidă cu regele, are de regle de-astea hormonale. Bă, băi, l-am dat drumul la tenisul, mă! Ce? Bă, ce bună tenea la extragere, am parele premiu! Oh. Ce, mă, dar cum ori mascații și nu știu? Ia-ți-o! Loto este printre cele mai mari din istoria loteriei. Cele 5 milioane de euro puse în joc își așteaptă câștigătorul. Să mă rog, familia mea, de nu scoateți fiecare toți banii care aveți în buzunare, de nu îi puneți aici. Da, de ce? Cine nu îi scoate să facă la traș, fără poate, fără nimic. De ce trebuie să scoate? Scoate toți banii! Să nu zice de ce. Hai, fă-i, mami. Ca să jucăm la loto. Păi spune așa. Păi stai așa, și cum facem acum? Jucăm variantă simplă sau combinată? Varianta simplă este varianta cu 6 numere. Varianta combinată e cu mai multe. Bă, dar de știi, bostan, ai mă, să mori ori, te bag la copt cu zahăr, te pun. Ia să vezi tu acum cum dai un bob și am să văd cine câștigă. Auzi, bine, dar matale nu poți să dai în bobe ăștia să vezi numerele câștigătoare său. Cred că-s cam strânge creierul coroana aia. Păi dacă știa numerele, nu le juca până acum și câștiga? De ce mă crezi, băi, fraieră? Auzi, băi, răducule, vine tu încoace aici la mine să te pup, că ești deștept, mama ai dreptate. Te pupă cometa de nu te știi ce cu tine, te mănâncă de fui toți manganezi. Ce vrei, frate? Bonnie, dar biletele cine se duce să le ia? Important e altceva. Că eu am să vă dau în cărți și în bob și am să vă spun cine câștigă. Cine câștigă ăla care iubește pe cometa. Ce
trăiești. Ce crezi, mă, că niciunul nu câștigă? Dar mă duc eu, că te iubesc. Te iubesc să moară mama. Își va da seama Zuleea că Sunia spune adevărul. Îi va cruța oare viața curajoasei fete? Mai spune odată ce ai spus, te rog, dar tare și clar. Sunt fica ta. Asta da răsturnare de situație. Și ai vrea să te cred? De ce nu mai crede? Păi să vedem. Pentru că în abisul morții ai spune și ai face orice ca să trăiești? Hm? Tu asta crezi? Eu nu cred decât ceea ce simt și ceea ce știu. Hm? Când am aflat că ești mama mea, asta m-a oprit. Înțeleg. Și cum ai aflat? Murad, valetul m-a oprit să nu te omor. Înțeleg. Deci dacă valetul nu te-ar fi oprit, mai fi executat. Asta e bine de ținut minte. Totuși mă bucur că m-a oprit și că nu am făcut nimic. Eu am simțit întotdeauna că între noi două există ceva. Și ce crezi tu că există între mine și tine? Hm? Ia zi. Glasul sângelui, eu îl simt. Tu nu-l simți? Ești atât de orbită de ură încât și sufletul ți-e mort? De ce te-ai oprit? Pentru că respect curajul dușmanilor mei. De fapt, mai ales dușmanilor mei. Eu nu sunt dușmanul tău. Știi ce? Știi că nu te cred. Dar există o metodă de a afla adevărul. Întreabă-l pe Murad. Pe șarpele ăla? Nu. Nu. Îți voi face analizele de sânge, ele nu mint. Bun. Și dacă se dovedește că într-adevăr sunt fica ta, ce o să faci atunci? Eu cred că m-aș îngrijora să nu iasă lucrurile așa cum vrei tu. Nimeni și nimic nu mă va opri să te omor. Și știi că înainte de asta te voi face să suferi. Sunia, dormi? Mădălin a crezut în tot acest răstimp că Sunia e în afara oricărei primejdii. Oare cum va reacționa văzând că iubita lui a dispărut? Capone! 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 Ce s-a întâmplat? Unde ai fost? Am fost prin curte, am avut de dat niște telefoane, deci... Unde este Sunia? Cum adică unde e Sunia? Sunia nu este în cameră, am fost acum la ea în cameră și Sunia nu e acolo. Unde e Sunia, Capone? Urmează de puțin, ai căutat-o prin toată casa, o fi undeva pe ce s-a întâmplat? Băi, băiatule, ce nu înțelegi? Sunia nu este nicăieri în curtea asta, nicăieri în casa asta, nu e nicăieri, Capone! Mădălin, ce s-a întâmplat, mamă? Cred că Sunia a fost răpită, mamă, din casa noastră. Dumnezeule mare, ziua în amiază din casa noastră! Cum s-a întâmplat așa ceva? Doar voi ați păzit-o! Cum s-a întâmplat? E numai vina mea aici. Nu, Capone, nu e vina ta, este vina mea, pentru că era rândul meu să o păzesc pe Sunia și într-o să o pierd din ochi, știind că Zuleea vrea să răzbune pe ea și vrea să-i facă rău. Mădălin, ce ai de gând să faci? O să mă duc la Zuleea acasă. Nu se poate așa ceva. Ba da, mamă. Asta este singura șansă a Suniei. Plus că Zuleea are o slăbiciune pentru mine. Și trebuie să profit de ea. Vin și eu cu tine atunci. Nu, Capone, tu o să stai aici. Dacă mă duc singur, mie nu o să-mi fac absolut nimic. Dacă o să mergi și tu sau oricine altcineva, o să execute pe toată lumea din jurul meu, fără drept de apel. Mădăline, și dacă te sechestrează și pe tine? Cuvintele Suniei au semănat îndoială în sufletul Zuleei. Mai mult decât atât, au făcut-o să-și piardă încrederea în subalterni. Deci așa, Murad, tu ai secrete față de mine? Nu vă înțeleg. Față de cine ești tu acum loial? Bineînțeles, față de dumneavoastră. Și atunci de ce nu mi-ai spus nimic de Sunia? Ce anume? Cum că este fica mea? Consiliul mi-a pus în vedere să nu dezvălui secretul sub pedeapsa exilării în deșert. Și ei de ce i-ai spus? Pentru că acțiunile Suniei puneau în pericol securitatea Consiliului. Înțeleg. Deci Sunia, vrând să mă omoare, a încălcat ordinele Consiliului. Îmi permit să vă sugerez să-l sunați pe domnul Ali.
pe mâncătorul ăla de șerp și scorpion? Niciodată. Am înțeles. Ce intenționați să faceți? Până nu aflu adevărul, n-am să fac nimic. Spune-i Simonei să o ducă la profesor și să facă el ce știe și să afle adevărul. N-ar trebui să facă și dumneavoastră niște analize? Nu, pe ale mele le are. Murad! Da, domnule? Vreau să-ți mai spun ceva. Vă ascult. Mi-ai salvat viața și de data asta ai scăpat. Dar dacă aflu că mai ai și alte secrete față de mine, recunoștința mea va fi doar că te voi ucide repede și fără să te chinui. Am înțeles, da. Nu trebuie să iau nicio decizie încă. Până nu aflu dacă Sonia este într-adevăr fiica mea, nu am de ce să mă mai gândesc la ea. Orice câștig material fără efort este binevenit pentru Mamironi, iar în cazul extragerilor la loto, totul pare să țină doar de inspirație. Gata! Ce numere ai pus? Ce numere să pun, fă, mamă, fă? Numerele norocoase din viața mea. Păi mamă. Și? Care sunt ale? Păi așa, pe primul număr e 1, 2, 3, 4, mamă, 5, 6. Baia, urolacule, orangutanule! Bă, tu nu înțelegi că numerele care le-ai pus tu sunt pentru fraier, mă? Să vezi ce frumos o să fie când o să-l vezi tu pe urolacul tău, pe orangutanul tău în casă, când o să mănânce mare pui la ceaun, cu mușdoi de usturoi, cu mămăligă mare și priț, cu mama la căldură și tu o să fii cu copiii tăi. În zăpadă! În zăpadă! Să moară familia mea de nu zici că ești mort, nici ruginit. Hai că a fost... Și atunci cine a să fie fraierul? Tu! Păi normal, mă, voi stați acum și urlați unul la altul și vă certați, în loc să vă gândiți la combinații. Uite, eu m-am gândit și am scris ziua și luna mea de naștere, ziua și luna de naștere a lui Ionuț și ziua și luna în care mi-am pierdut virginitatea. Cine interesează mă astea? Eu sunt cea mai șmecheră pentru că eu am făcut cea mai tare combinație, eu am scris din 5 în 5. Să mor eu dacă eu mai înțeleg ceva cu familia asta. Strânge fămizirile astea de aici. Până la urmă, să mor eu dacă înțeleg că mă tot chinui aici. 2, 3. Până la urmă câte numere trebuie să fie? Să moară familia mea dacă tu nici de țena nu-ți dai seama câte numere trebuie să fie. Fii atent. 6 e ca la 6 cai. 6 e ca la 6 ori 6. Și 6 e ca la 6, 6 poartă în casă. De ce vrei te întreb că am pus 7? Fai, tătun, fai, fai. Chelii, ta zi în gură, Chelii. Ce vrei, nu poți să pui și 7? Ba da, dar fii atent că toți avem dreptul la un bilet și atât. Și varianta cu 7 e mai scumpă, restul de bani îl pui de la tine în buzunar, dacă ai. Iani, gata, am terminat. Bun, frumos, dați biletele încoace. Hai. Ăsta cu 7 vrei să-l dau? Nu, dă-mi-l pe ăla cu 6. Stai, că nu m-am semnat, e ca la... Ei, dar ce? Aici, ai, dar ce ești vedetă? Dar ce crezi că sunt biletele astea? Berbeci la proțap? Autografe de ea, că e vedetă. Da, frumos. Acum tata o să se duce să joacă biletele. Singur? Păi adică n-aveți încredere în mine care sunt regele romilor universal de pretutindeni și din România? Nu! Eu am, frate. Nu mi-a rupt nimeni sufletul cum mi l-a rupt voi. Sărăcilor. În colonarea după mine. Toți mergem la loto ăsta să punem biletele. Gata? Și tu stai dracu jos, făi, maimuțo. Haideți! Frumos! Simona nu e la curent cu ultimele noutăți. Tocmai a primit o sarcină pe care nu o înțelege. Scuze-mă că te deranjez. Am vorbit cu valetul. Da, și nu ți-a zis ce să faci? Să o duc pe Sonia în locația profesorului să-i fac o analiză. Da. Să-i fac un test ADN. Și cu cine să-l compar? Cu mine. Pretinde că e fata mea. Poftim? Da, nici mie nu-mi vine să cred. De aceea vreau testul ADN cât mai repede.
Și dacă minte, ce vei face cu ea? Problema este ce mă fac dacă spune adevărul. Dacă într-adevăr este fiica ta, se schimbă situația. Împreună puteți face multe lucruri. Depinde doar de ea. Oricum, apreciez tactul tău. Bani? Ți-am promis. Ai fost loială și trebuie să te răsplătesc. Mi-a făcut datoria. Problema este ce facem cu Roxana și cu Miruna. Au dispărut. Și este numai vina mea că nu l-am închis. De fapt, de Roxana chiar nu mă interesează. Oricum a trădat. Dar pe Miruna nu pot să o las să trăiască ca o servitoare. Este fata lui Sorin. Și cu Roxana ce o să facem? Ce vrei tu? Nu m-a trădat doar pe mine, ci și pe tine. Așa că gândește-te. Da. Ce vrei? Aveți un musafir. Nu primesc pe nimeni. Nici măcar pe mine? Lăsați-mă cu el. Ioana a fost întotdeauna o ființă activă, iar acum, mai mult ca oricând, simte nevoia de a face ceva folositor. Știu că ești grăbit, observ, dar am venit să discutăm despre interviul de angajare. Ca profesoară bună, ce poți să găsești? Doamne, nici nu-ți vine să crezi că de bine ai nimerit treaba cu grăbitul. Mă grăbesc atât de tare, pot să mă ocup de treaba asta mai târziu? 2 minute durează să-ți spun măcar despre ce... Pa! Am chestii eu de muncă cu primăria, cu chestii profesionale. Promit că fac un lucru. În drumul meu spre ieșire, o chem pe secretară și o să trimită o domnișoară să vorbească cu tine și să-ți ia toate detaliile astea. Hai, du-te, am înțeles. Du-te. Ratu, ca de obicei. Stai, așteptăm. Ia uite ce fetiță drăguță. Frumoșica. Ce face ei singură? Ce face ei singură? Te-ai pierdut de mămica? Nu vrei să te uiți la mine? Să jucăm amândouă? Păi nu, mă cheamă Ioana. Pe tine cum te cheamă? Maia. O cheamă Maia. Dar de obicei nu numerește din prima toate literele. Mi-am dat seama, e. Maia. O scumpă mică. Cer scuze, n-am vrut să o sperii, să știți. Nu, iertați-mă dumneavoastră pe mine. În primul rând, dați-mi voie să mă prezint. Alexandru mă numesc. Ioana. Și sunt noul inginer de sistem. De la primărie. Și am lăsat-o câteva minute să se joace singură. Mă bucur că relaționați. Da, De obicei este foarte retrasă. Da, e foarte, 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 foarte scumpă. Da, și... da. Hai. Da, tata, da. Vrei să te dai jos? Da. Hai, vrei să vii la mine? Hai, vină. Uite, așa. Nu? Vrei pe jos? E foarte lipicioasă și să știți că n-am vrut să-i fac niciun rău, dar dacă nu aveți cu cine să o lăsați, puteți să o lăsați cu mine, că o să am eu grijă de ea. Hai să stăm înapoi aici. Stați liniștit, sunt rudă cu primarul și cu viceprimarul, pot să am grijă de ea. Nu vrei? Bine. Vrei altă jucărioară? Am avut și eu o fetiță și știu cum să mă opăr cu copiii, să știți. Tata. Să știți că e foarte sensibilă. Da? Da, văd că e foarte sensibilă. Hai, hai jos. Hai, tata. Testul ADN pe care urmează să-l facă ar trebui să-i garanteze Suniei că va rămâne în viață. Cu toate astea, pe fată o frământă ceva. Unde mă duci? Nu ai încredere în mine? Nu. Eu de ce aș avea încredere să-mi spun? Când tu mi-ai mutat propria fiică împotriva mea. Zuleia ți-a ordonat să o folosești pe Roxana împotriva lui Sorin. Eu n-am făcut decât să o ajut pe fata asta. Frumos. Îmi place. Știi să întorci cuvintele. Dar tot nu am încredere în tine. Eu știu ce-ți dorești tu cel mai mult pe lumea asta. Serios? Ce anume? Îți pot oferi bani. Prea târziu. Zulea mi-a oferit cât nu pot să cheltuiesc în viața asta. Atunci îți voi dubla suma. Și te ajut și să scap de ea.
înțeleg un lucru și vreau să mă lămurești. Ce anume? De ce propui bani să te ajut să evadezi când tu susții că ești fata Zuleei? Hm? Bănuiam că asta va fi răspunsul tău. Acum i-am dat seama că ai mințit și că nu ești fata ei. O să mori în chinuri groaznice. Zulea nu va lăsa nepedepsită niciun asta. Ce ai tu de gând, Simona, cu domnișorica aia? Unde vă duceți? Sper că nu ai de gând să-i faci un rău și eu să nu fiu de față. Ne certăm tare. Zuleea știe foarte bine scopul vizitei lui Madalin, dar încearcă să tragă de timp. Mă bucur că ai venit să mă vezi, Madalin. Înseamnă foarte mult pentru mine. Unde este Sonia? Am crezut că ai venit să mă vezi pe mine și să vezi ce face copilul nostru, dar se pare că m-am înșelat. Zuleea, te rog frumos, spune-mi unde este Sonia. În afară de faptul că ar trebui să mă simt rănită că te interesează o altă femeie mai mult decât mine și că eu îți port copilul, de ce aș ști eu unde este Sonia? Cum de ce? Ești singura persoană din lumea asta care o urăște atât de mult. Tu. Eu? De ce? Nu eu am vrut să o omor, ci ea pe mine. Și cu toate astea, este singura persoană care a reușit să dea jos pe tine din fruntea organizației tale criminale. După cum vezi, sunt la fel de bine ca înainte. Îmi pare rău, Madalin, că nu vezi ce se întâmplă în jurul tău. Spune-mi tu ce se întâmplă în jurul meu și eu nu văd. Copilul m-a făcut să mă schimb. Îmi pare rău că nu am cum să te conving, dar ăsta e adevărul. Deși mi-aș dori să te cred, nu pot să o fac. Știi că o să avem o fetiță? Da. Am fost și am făcut ecografie. Și am văzut-o. Fetiță frumoasă care se mișcă în toate direcțiile. Și am văzut cum îi bate inimioara. Copilul nostru. Darul lui Allah pentru mine. Știu că tu o iubești pe Sonia. Și știu că niciodată Sonia nu o să te iubească așa cum te iubesc eu. Și mai știu că am să iubesc acest copil și pentru tine. Deci dacă tu nu ești implicată, înseamnă că Daniel este. Daniel este sub strictă pază. Nu face niciun fel de mișcare fără ca eu să-mi știu. De ce? De ce? Pentru că nu vreau să-ți facă ție niciun rău. Vrei să vezi o poză de la ecografie? Nu am spus încă nimănui că o să avem o fetiță. Mai devreme, Sunia părea să nu mai vrea să facă testul ADN. Simonei nu putea să-i scape acest aspect. Profesor, ai grijă ce faci și cum faci. Avem nevoie de analize repede. Nu pot grăbi rezultatul unei analize doar așa de dragul șefei tale. De data asta va trebui să faci tot ce știi. Avem nevoie de ele urgent. Și cu cine voi compara sângele Suniei? Cu sângele Zuleei. Poftim? Da. Domnișorica asta cu tupeu s-ar putea să fie fata Zuleei. Am înțeles. Bine. Acesta este un secret pe care Daniel nu ar fi vrut să îl afle. Sonia e sora mea? Sonia e sora mea? Adică m-am chinuit atât să scap de Sorin, să-l scot în ecuație, să nu mai împar moștenirea cu el, ca să o împar cu asta?
Chiar dacă e sora mea? E îndrăgostită de mădrin și merită să moară. Și o să moară! O să moară. Ioana a uitat complet pentru ce venise la primărie și s-a oferit să facă babysitting gratuit. Tânăra se simte însă răsplătită cu vârf și îndesat. Bună, Ioana! Bună! Bună, Maia! Ce scuze că a durat atâta. A fost da. Cuminte? A fost cea mai cuminte fetiță din lume. N-am plâns deloc după mămica ei. Chiar m-am mirat. Pe Maia o cresc singur. Mama ei a murit repede după naștere. În accident de circulație. Am înțeles. N-am vrut să deschid subiectul ăsta atât de sensibil. Îmi pare foarte rău. Știți că eu m-am atașat destul de mult de fetița dumneavoastră. Mai zic că și eu am avut o fetiță și aș vrea să o mai văd, dacă nu vă deranjează. Nu, am să o aduc în fiecare zi cu mine la serviciu. Din păcate, n-am cu cine să o las. Am înțeles. Păi, în cazul ăsta, pot să am eu grijă de ea. Dacă vă face plăcere. Da, cu cel mai mare drag. Chiar mâine dimineață pot să vin la primărie, o iau pe Maia și mergem în parcă, ne înțelegem de minune. Oricum sunt sigur că vă veți înțelege de minune. Ok, atunci așa rămâne, ne vedem mâine dimineață. Pa, Maia! Hai, Maia, vină cu oameni. Dă-mi un pupic. Ne vedem mâine. La revedere. La revedere. Maia? Maia? Eu sunt. Am nevoie de ajutor. În niciun caz nu trebuie să se afle că Maia este înfiată. Am înțeles. Așa o să fac. Biletele de loto, odată depuse, mami Ronii s-au pus pe visat cu ochii deschiși. Generoși din fire au grijă să-și împărtășească fanteziile. Să moară tăticul. Dacă mă ajută Dumnezeu să iau premiul ăsta mare, au tăticule. Dacă nu iau cea mai tare mașină care apare acum și o pun direct în centru și dau foc. Mă? Ca aroganță așa. Dar de ce? Ca un semn de protest. Protest pentru care motiv? Bre, pentru care motiv? Că am fost și eu copil sărac, n-am avut nici... Parcă tu nu știi, tată. Și încă un motiv, de fapt, cred că ar fi primul motiv, să iau un avocat, cel mai tare avocat al României, să-l pun lui mama. De ce? Ce, mă? Vrei să-i am calmătat? Se frică că intră la turnee că a făcut un fraier? Nu, mă, știi de ce? Vreau să, ca avocatul ăla să-și facă treaba, să vă divorțeze pe tine de tăticu. Băiane, tu nu zici, mă, nimic? Ce să zic, fă-la? Ce șucărime de bărbat să vă vezi mordă, nu? Sunt foc, ești de bună, vrei să te mint? O mare frumusețe, de rău, mare femeie de mine, coadă e. Tu-ți imaginezi dacă devin și unde ești, fă? Aici am. Dacă devin și milionar, că să face două cozi. Cinci. Să mă vezi mor, dacă te mint, de rău, sunt foc, și cu bani și fără bani. Eu mi-am strofocat mintea până acum și am zis că de banii ăștia îmi iau o excursie în Brazilia. Dar ce să faci tu acolo, mă? Cu genunchii tăi de capră, ce vrei să joci fotbal? Nu, dar am citit că e o regiune acolo în Brazilia în care sunt 9 femei la un bărbat. Și am zis că mă simt ca acasă. Să mor eu și tu, dar nu suntem foc amândoi, ești nebun, mergem acolo. Auzi, Iani? Eu mi-au 36. Eu o să-mi fac câteva operații estetice. Păi, dar tu ești chiar proastă de la un timp. Păi, eu te-am făcut frumoasă ca o zeiță și tu vrei să-ți faci prostii de-alea. O să vedeți voi, o să fiu cea mai cea și toate televizoarele o să vorbească despre mine. Fă, dar câte ai tu televizoare acasă? Multe, bunii. Și câte operații o să-ți faci, fă, 6.000? Auzi, fă, mămică, dar tu ce faci dacă câștigi la loto? Ce ți-ai zis? Eu știu exact. Îmi iau niște cipândii de aia care să danseze dimineața și seara pe-n casă. Eu toți banii mei am să-i dau lui Iani ca să mă iubească încă o dată toată viața și să mă iubească în fiecare zi, în fiecare an. Super, mama! Ce faci, fă, tu mincinoasă? Mă, tu nu vezi că asta să dă pe lângă tine că știu că o să câștigi? Auzi, mai bine păstrează-ți banii să-ți faci fetișoarea aia frumoasă după ce te-a spart eu! Mă, e dracu, l-am plinit!
vizita la Zuleia a fost pierdere de timp. Mădălin trebuie să găsească o altă cale de a afla unde e Sunia. Mersi că vin, Capone. Ai aflat ceva? Din păcate, nu. Blestemată femeie. Îmi pare rău, știu că o să ai un copil cu ea, dar sunt sigur că ea e de vină. Păi, poate Zuleia n-are nicio vină. Poate doar Daniel este implicat. Mădăline, tu nu înțelegi că Zuleia și Daniel sunt în aceeași barcă? Ăla nu face nimic fără să-i zică lui Măsa. Capone, cel mai important lucru e că eu pe fetița asta o iubesc mai mult decât îmi iubesc propria viață și nu pot să trăiesc fără ea, înțelege? Știu asta, mi-am dat seama. La ce mă gândesc acum e destul de urât. Ce anume? Mi-e frică să nu fie deja moartă. Mădăline, nu te gândi așa departe, da? O să o găsim noi cumva. Și de unde să începem? Unde să o căutăm? Auzi, dacă îl căutăm pe Daniel? De ce tocmai pe Daniel? Păi dacă Zuleia n-are nicio treabă cu dispariția ei, să stabilim atunci dacă are Daniel vreo legătură, nu? Așteptarea o face pe Zuleia să-și iasă din minți. De rezultatul testului ADN depinde lucrul cel mai important din viața ei. Am venit. Și? Aveți aici rezultatele analizelor. Și tu crezi că eu înțeleg ceva de aici? Am descoperit că în proporție de 99% există un grad de rudenie între dumneavoastră și Sunia. 99%? Da, probabilitatea ca dumneavoastră să nu fiți mama Suniei este de 1 la 2 milioane. Profesore, este sau nu fiica mea? Vreau un răspuns, nu statistici. Da, Sunia este fiica ta, Zule. Allah, fica mea, nu se poate, nu se poate, trebuie să rezolv problema asta, nu pot să-l pierd pe Mădălină, fica mea, fica mea trebuie să iubească alt băiat. Iar dacă m-a călcat pe bătături, sunt mândră de ea. Se vede că-i sânge din sângele meu. Fica mea. Radu și Mamironi ignoră orice noțiune de statistică. Fiecare dintre ei are convingerea că este la un pas de îmbogățire. Gata, gata, hai că mai e un pic și începe extragerile, așa că o să vedem cine câștigă milioanele, adică... Eu! Bă, dați televizorul ăla, faceți ceva cu el, că parcă-i dus în fundul curții. Telecomandă manuală, dar mai tare. Că ministrule, să meargă în primul rând. Hai, bă, că și așa nu merge. Dă-te la o parte, măi, că parcă ai mâncat sticlă. Dă-te, hai, dă-te. Lasă-l așa, oh. Bine, dar știți că nu prea avem nevoie de sunet ca să vedem niște numere. Hai, pix un braț. Că bine zici tu. Primul număr extras. Așa. Este? Este? 12. Doi să moară familia mea! Al doilea număr extras este... E... 3! 3! 3! 3! 3! Adio, împăcare cu Iani. Dar cine s-a împăcat cu tine? Să mor eu, Iani, că dacă iese unul, eu mă dau cu capul de pereți. Da, iese. Al treilea număr extras este... Este... 1! 1, fă-i! Fă-i! 1! 1! Hai! Al patrulea număr extras este... Este 49! Nu spui că ai 49! Este mânula! Următorul număr extras este 47! Și ultimul număr extras este 48!
Să mor eu dacă am mai văzut așa ceva. Să mor, să mor! Papi! Cred că am câștigat! Ce? Auzi și pe ce? Dar ce zic, gură? Ce zici? Fă mai repet o dată. Papi, cred că am câștigat eu! Uite, mă! Speranța a revenit în sufletul Ioanei. Adrian ar putea să o ajute să afle dacă Maia este sau nu copilul ei. Bună ziua, domnule Coman. Vă mulțumesc frumos că ați venit atât de repede. Părea destul de urgent. Ce s-a întâmplat? Este foarte, foarte, foarte important. Știu că o să vi se pară ciudat. Știu că nu o să fiți de acord cu ceea ce o să vă zic. Dar am întâlnit o fetiță care are aceeași vârstă cu fetița mea, cu Andreea. Mă rog, ar fi trebuit să aibă. Ioana, amândoi știm că acest subiect este extrem de dureros pentru tine. Dar fetița de care îmi vorbești nu are cum să fie a ta. De unde știți? Nici măcar nu ați văzut-o și vă pronunțați în direcția asta, domnule. Fii sinceră cu tine, Ioana. De câte ori n-ai văzut pe stradă un copil frumos reușit și ți-ai spus în gândul tău, uite, poate și fetița mea ar putea acum să arate la fel. Domnule Coman, aveți dreptate. Înțeleg perfect ceea ce spuneți, dar de data asta este diferit. Eu simt că fetița asta ar putea să fie Andreea mea. Înțelegeți? Ok. Ce ar trebui să fac eu? Fetița se numește Maia Ionescu. Tatăl ei lucrează la primărie și este inginerul lor de sistem. Numele lui este Alexandru Ionescu. Nu vă cer decât să verificați dacă această fetiță poate să fie sau nu Andreea. Vă rog frumos. Simt că este ceva diferit cu ea. La urma urmelor, ar trebui să fiu fericit că nu te-ai adresat lui Madalin și împreună n-ați intrat în cine știe ce buclu. Glumesc. Bine, uite cum facem. Eu îți promit că mă interesez. Dar vreau ceva de la tine. Orice. Să-mi promiți și tu, la rândul tău, că în caz că se dovedește că fetița nu este Andreea, să încerci să te liniștești. Să accepți realitatea. Faptul că fetița ta... Domnule Coman, vă mulțumesc mult. Și vă promit că... că o să încerc să mă liniștesc. Dar... simt că de data asta este ceva diferit cu fetița asta. Un copil pe care l-a crezut pierdut a revenit în viața ei. Destinul o pune din nou la încercare pe Zuleia. Zuleia, copilul meu. Doamne, era atât de mică când mi-ai fost luată că nici măcar n-am știut dacă ești fată sau băiat. Aș fi vrut să fiu lângă tine, să te iubesc, să te alint. Sigur n-am fi ajuns în situația asta să iubim același bărbat. O să găsim noi o soluție. Dar suntem mama și fiica. N-am nicio vină că n-am fost lângă tine. Amândouă am fost victimele organizației. O să găsim o soluție. Totul e să mă iubești și tu. Sunia habar n-are de rezultatele analizelor și nici de schimbarea de atitudine a Zuleei față de ea. Tot ce știe curajoasa fată este că încă e prizonieră. Trebuia să știu că nu pot să am încredere în profesorul ăla. El și cu frăția lui, protectoarea ei lumii, auzi. Vor să ne distrugă. Trebuia să-l execut de la bun început. Dar nu nimic. Să scap de aici. Trebuie să scap. Cine e acolo? Tu. Tu ce cauți aici? Ce caut? Ce caut? Păi cu ce să încep? Desleagă-mă. Desleagă-mă și o să te fac mai bogat decât visezi.
Da? Mi se rupe de bogăția ta. O să fiu suficient de bogat când o să-mi lase mama toată averea. Nu-i așa? Surioară? Deci știi? Normal că știu. De ce crezi că am călcat-o până aici? Să ajung înaintea mamei. Deci a aflat și Zulea. Mm-hmm. Face o mare greșeală, frățioare. Său. Mama nu o să fie de acord să mă omoare. Da. Da, așa e. Așa e. În ciuda aparențelor, chiar ai sentimente. S-ar putea să te ierte. Și asta nu e bine. Și tu? Ești fratele meu. Vezi tu, surioară? Eu am aceeași problemă ca și cu Mădăin. Adică ce problemă? O problemă foarte simplă. Dar stai liniștită, că am o rezolvare la fel de simplă. Nu înțeleg despre ce vorbești. Nu înțeleg. Am crezut că suntem frate și soră. Ați văd că nu ești așa de deșteaptă. Să te fac să înțelegi imediat, surioară. Despre ce e vorba. Vă urăsc! Vă urăsc, nu vă închid nici cu o tonă de lămâie. Vă urăsc, ai înțeles? Nu vă suport. Și tocmai de asta, adio, surioară. Ai apărut la cel mai nepotrivit moment. Dar stai liniștită, o să ți-l trimit foarte repede și pe Mădăină acolo sus, să fiți împreună. Ok? Trebuia să te deranjezi. Dar n-a fost niciun deranj, m-a văzut cu cel mai mare drag. Ia uite, cred că îi place. Știi, tot timpul Maia s-a uitat după tine. Da? Așa ai făcut Maia? Și mie mi-a fost dor de tine. Hai să ne jucăm amândouă, vrei? Sună telefonul. Biletul. Biletul trebuie să-l lași la mine. Ce ești tu, bă? Bă, tu ești Banca Națională? Da, chiar un... Bă, adică voi vreți să-i subtilizați biletul loto al iubitei mele senzuale, Didi? Astăzi am întâlnit o fetiță care nu numai că seamănă cu noi doi, dar are și aceeași vârstă pe care ar fi trebuit să o aibă Andreea. Părdălianii, părdălianii... Eu am iubit-o enorm pe Ioana, dar acum te iubesc pe tine. Ce așa de greu să pricep asta? Pe unde umbli, Daniel? Pe unde umbli? L-am tot sunat și are telefonul închis. Părdălianii... Părdălianii! Odată ce ai spus, te rog. Din episoadele anterioare. Sunt fica ta. Ești atât de orbită de ură încât și sufletul ți-e mort? Copilul pe care Zuleia îl pierduse după naștere cu mulți ani în urmă s-a dovedit a fi chiar Sunia. Este sau nu fica mea? Vreau un răspuns, nu statistici. Da, Sunia este fica ta, Zuleia. Bucuria regăsirii este însă umbrită de faptul că fata îl iubește pe Mădălin, tatăl copilului încă nenăscut. Capone! Capone! Niciodată, Sunia, nu o să te iubească așa cum te iubesc eu. Am să iubesc acest copil și pentru tine. Scoate toți banii! Să nu se zice de ce. Hai, fă-i, mami! Ca să jucăm la loto! Păi spune așa! Pentru că veniturile pe care le aduce primăria sunt modeste, lui Iani i-a venit ideea să dea lovitura la 6 din 49. Ce numere ai pus? Numerele norocoase din viața mea. 1, 2, 3, 4, mamă! 5, 6. Cu mic, cu mare, mami Roni și Radu i-au urmat exemplul. Eu mi-am strofocat mintea până acum și am zis că de banii ăștia îmi iau o excursie în Brazilia. Dar ce să faci tu acolo, bă? Cu genunchii tăi de capră, ce vrei să joci fotbal? Și-au avut parte de o adevărată surpriză. Ce
nici vă mai repet o dată. Papi, cred că am câștigat eu! Uite-mă! Păi nu mă cheamă Ioana, pe tine cum te cheamă? Maia! Să fie doar închipuirea unei mame neconsolate sau chiar adevărul. De câte ori n-ai văzut pe stradă un copil frumos reușit și ți-ai spus în gândul tău, uite, poate și fetița mea ar putea acum să arate la fel. De data asta este diferit. Eu simt că fetița asta ar putea să fie Andreea mea. Adică m-am chinuit atât să scap de Sorin, să scot în ecuație, să nu mai împar moștenirea cu el, ca să o împar cu asta? Chiar dacă e sor mea, e îndrăgostită de mădrin și merită să moară. Și o să moară! Daniel n-a fost niciodată de acord să împartă puterea cu altcineva. Descoperirea faptului că Sunia e fata Zuleei, deci o posibilă succesoare la șefia organizației, l-a făcut să ia o decizie extremă. Vă urăsc! Vă urăsc, nu vă închid nici cu o tonă de lămâie. Rămâi alături de noi. În câteva momente, intriga și suspansul se deslănțuie într-un nou episod din Iubiri Secrete. Adio, surioară. Ai apărut la cel mai nepotrivit moment. Dar stai liniștită, o să ți-l trimit foarte repede și pe Mădălina acolo sus, să fiți împreună. Okay?